Țatran sublinierea trezboiul dintre Orban sublinierei Daniel Zamfir, presubliniere dintele PNL va cere excluderea senatorului din partid. Războiul dintre liderul liberal sublinierei senatorul Daniel Zamfir pare ce sublinierei a găsit sfâr sublinierei-tul. Presubliniere dintele PNL, Ludovic Orban, a confirmat miercuri informațiile obținute recent de tiri pe surse sublinierei a anuncat ce va propune la subliniere din cabiroului executiv al formațiunii excluderea din partida senatorului Daniel Zamfir. Voi propune excluderea din partida domnului Zamfir pentru încălcarea flagranta statutului, atacarea colegilor sublinierei a conducerii partidului. Nu cred ce există articol din statut care să nu fi fost încălcat de Zamfir, a precizat Orban pentru Ager Press. Biroul executiv al PNL se reune subliniere-te miercuri la Parlament. Daniel Zamfir a admis, înaintea deciziei lui Ludovic Orban, ce a auzit zvonul care circulă prin interiorul partidului. El ne-a precizat ce dacă va fi exclus nu va pleca din PNL, decât după o decizie a Consiliului Național. Eu nu am fost chemat să dau explicații. Dacă unii consider ce am deviat de la linia partidului, eu consider ce am promovat legii împotriva abuzurilor. Atept să fiu chemat și voi da explicații, și voi explica ce lupta mea este împotriva abuzurilor din partea instituțiilor financiare, nu împotriva PNL. Dacă Ludovic Orban închide ochii la abuzuri este treaba dumnealui, dar eu atept să vede dacă Consiliul Național al PNL va închide ochii la abuzuri. Dacă acest for va face acest lucru, atunci voi pleca eu singur din PNL, pentru ce înseamnă ce eu nu mă mai regăsesc în acest partid, a declarat Daniel Zamfir, pentru stiri pe surse.ro. Săptămâna trecut, în presă, a apărut să informa conform cereia Daniel Zamfir s-ar fi înțeles cu cei de la ALDE iar urma să plece din PNL. Zamfir a negat aceste zvonuri, însă a inut să precizeze ce via politic este lungă plin de resturnări de situație.